Bună și bine ați venit pe Tarotada! În această seară vreau să facem o etalare pentru Zodia Săgetător după aceste două eclipse, după această perioadă în care au avut loc schimbări energetice majore, în care Universul ne-a forțat să facem lucrurile să se întâmple. Perioadă în care s-au clarificat unele situații, dacă nu s-au clarificat, urmează a se clarifica, pentru că Universul ne împinge de la spate să așezăm lucrurile acolo unde le este locul. Dragilor, facem o etalare pentru săgetători, să vedem ce urmează după aceste două eclipse, după această vâltoare, după această agitație. Cu toții am fost într-o stare agitată, într-o stare de schimbare aglomerată. Haideți să vedem. Gri, aripi și dragoni. La capătul setului de cărți aveți soarele, dragii mei săgetători. Desenează-ți soarele pe propriul tău cer. Ți se transmite aici, este cartea numărul 11. Ești încurajat să manifesti, să co-creezi, ești propriul tău co-creator. Aici poți să-ți pictezi tot ce vrei tu, poți să-ți desenezi propriul soare, să-ți chemi propriul destin, să-ți chemi sufletul pereche, poți să manifesti orice. Ești încurajat în acest moment să faci acest lucru, toate căile îți sunt deschise. Foarte frumos pentru săgetător. Aici ai un sfârșit, o perioadă care s-a încheiat, ceva greu, poate o așteptare, poate o situație, o relație, sfârșiturile sunt inevitabile. Dragilor, ca să începem ceva nou și bun și frumos pentru noi, trebuie să încheiem altceva, ceva greu, ceva care ne-a adus suferință, să putem lăsa loc liber, să facem loc liber energiilor pozitive. Acum s-au schimbat energiile brusc, multe, au venit multe peste noi, am avut multe lucruri de făcut între aceste două eclipse și energiile s-au curățat. Aici trebuie să lăsați ceva în urmă ca să puteți începe ceva nou. Este cartea numărul 37, cartea numărul 1, un nou început. Aici pictează, desenează propriul soare, desenează-ți propriul soare pe propriul cer și întinde-ți aripile și zbori. Aici vi se transmite că niciodată nu ți-au trebuit aripi ca să zbori. Această domnișoară vrea să zboare și pentru că își dorește mult zboară și nu are aripi. Poți să faci ca imposibilul să devină posibil prin manifestare, prin dorința ta arzătoare pe care ți-o pui în univers. Aici nimic nu-ți stă în cale. Dragoni, aici e anihilat pe toți, nimic nu-ți mai stă în cale. Vrei ceva și vrei ca imposibilul să devină posibil și aici se poate. În această perioadă s-a deblocat ceva greu la voi. Scăpați de ceva gri, o situație în ceață, o situație mai puțin benefică, ceva care v-a îngreunat și aici sunteți în defensivă, nu mai lăsați nimic la voia întâmplării, vreți să zburați și zburați și vă pictați propriul destin. Aici ați urcat toate treptele și ați ajuns la cerul vostru, la sufletul vostru și vă creionați propriul destin. Haideți să vedem și de aici niște cărți. Dragii mei săgetători, ce urmează pentru voi? Această perioadă grea a trecut, pentru toți a fost mai dificil, mai greu, mai complicat. Puterea, asul de monede, regele de monede, 5 de spade, 10 de cupe. Și judecata. Dragilor,
Aici aveți la capătul setului de cărți 3 de spade. Aici aveți o manifestare puternică. Voi vă chemați un suflet pereche. Voi chemați o persoană care este cam imposibil să ajungă la voi sau aveți o situație pe care vreți să o rezolvați, dar știți că nu prea se poate. Ba da, dragilor, se poate. Tot ce vă doriți se poate, atâta timp cât manifestați. Și atâta timp cât voi manifestați pentru că vă doriți fără ego, fără este dorința voastră, este intuiția voastră care vă cheamă, lucrurile se întâmplă. Aici ați fost persoane trădate, poate cineva a plecat departe, poate cineva v-a adus multă suferință, pentru că aici vă găsiți echilibru. Deci, în aceste de cărți este invers. Puterea are numărul 11 și justiția are numărul 8, dar au ieșit amândouă cărțile, pentru că trebuia să iasă și justiția. Aici este un echilibru, ceva ce voi câștigați în această perioadă, ceva frumos, pentru că ați ajuns la capăt de drum, capăt de linie. Și v-ați învățat toate lecțiile, ați învins ego, ați echilibrat inima cu sufletul, ați făcut toți pașii pe care i aveați de făcut și ați lăsat în urmă o tristețe, ați plecat departe. Acum vă desenați propriul soare, pe propriul cer și aici vă chemați un suflet pereche la care visați și visați cu ochii deschiși. Aici este 10 de cupe. Este o doamnă care visează la un curcubeu, la un castel, la un curcubeu, la o uniune. Și sufletul pereche apare. Totul este echilibrat aici. 5 de spade, a fost un conflict mental despre această trădare, această durere. 3 de spade este o suferință de scurtă durată. Cineva v-a întors spatele, v-a jignit, v-a abandonat și voi ați plecat din această situație. Aici aveți și regele și regina de monede. Sunteți persoane statornice, vă reinventați în această perioadă, ați lăsat în urmă toate lucrurile gri. Și vă îndreptați puternic către un 10 de cupe. Aici săgeata arată către 10 de cupe. Este frumos. Spre acest lucru mergeți, spre o împlinire, spre o relație desăvârșită. Este ceva ce voi vă doriți, ceva ce voi manifestați, o stabilitate. Voi aici vreți stabilitate și stabilitatea vine și vine poate de departe. Aici este asul de monede. Aveți asul de monede, regina de monede și regele de monede. Este un cuplu divin. Este un suflet pereche pe care voi îl manifestați acum cu această carte. Dacă nu ați făcut-o, o puteți face. Puteți să vă puneți intenția în univers. Și acest suflet pereche în următoarea perioadă va ajunge în viața voastră. Aveți putere, aveți echilibru, aveți speranță. Conflictul s-a încheiat, durerea s-a încheiat, ați lăsat-o în urmă, ați îmblânzit leul interior. Aici este puterea, este o reinventare a voastră. Folosiți această resursă și o folosiți pentru voi, pentru a manifesta tot ce vă doriți în viața voastră. Lăsați în urmă tot ce nu v-a adus beneficii și mergeți către visul vostru. Persoană în zodie de pământ, rac, scorpion sau pești, ajunge în viața voastră. Poate fi și un leu, poate fi și o balanță sau tot un săgetător. O persoană care ajunge în viața voastră și care își dorește la rândul ei uniunea cu voi. Aici văd plan sentimental pentru voi. Este o reinventare. Un schimb al credințelor.
Vă schimbați credința despre iubire, despre persoane, despre ce înseamnă o relație, o reinventare. Aici văd ceva proaspăt, nou, divin, care se îndreaptă către voi și se îndreaptă repede. Aici nu mai este loc de suferință, de trădări, de lucruri spuse, nespuse. Totul este curat, totul este echilibrat, iar voi vă îndreptați către un 10 de cupe. O frumusețe, o uniune între două suflete care se cheamă reciproc. Haideți să vedem un sfat pentru voi. Da, vine către voi tot un săgetător, o balanță sau o persoană în zodie de pământ. Taur, fecioară sau capricorn. Sau leu aici, de foc. Văd cel mai mult persoane în zodii de pământ. Aici aveți și persoane care vă ajută. Cereți ajutorul pentru că acesta este sfatul. Suportul este în jurul tău. Oameni care călătoresc cu tine spre scopul tău divin suprem cel mai înalt. Și mergi către curcubeu, către acest păun. Este o frumusețe, sunt doi păuni, tot două suflete pereche. Tu te îndrepți către o uniune, către o persoană bună. Acum o chemi și ea te cheamă pe tine. Și după aceste eclipse, după aceste schimbări energetice, după aceste clarificări, după aceste momente în care Universul v-a forțat să încheiați un ciclu, că ați vrut, că n-ați vrut, ciclul s-a încheiat, pentru că nu puteți sta într-o zonă gri, nu puteți aștepta o persoană la nesfârșit, nu puteți trăi în ceva ce sufletul vă spune că nu e pentru voi. Și atunci, lăsând în urmă, faceți loc unei noi iubiri. Și iubirea vine către voi repede. Poate vine de la depărtare cu avionul, cum am văzut aici. Persoanele vă sunt alături, întâlniți situații, întâlniți oameni, lucruri care vă aduc împreună cu acest suflet pereche. Încep să se învârtă rotițele și începeți să manifestați pentru voi. Vă îndreptați către acest 10 de cupe. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!